Am descoperit un loc bântuit în mall. Îți cu bună dimineața, Giunuțule, și cu 34 de grade doar astăzi la 12.45, ceea ce înseamnă că, doamne, doamne, ne-a mai protejat un pic de canicula cea nebunească, Giunuțule. Ciocănim către domnișoarele care s-au ocupat de tapetul din lounge-ul meu, Giunuțule, pentru că, așa cum v-am spus, cred că acum jumătate de an, atunci când mi-am făcut tatuajul de pe picior, care pentru mine reprezintă atât de multe, Giunuțule, că-mi doresc a-mi schimba mușchiul din camera mea, întrucât nu numai că m-am plictisit de el, sincer să vă spun, pentru că schimbările întotdeauna aduc ceva fresh și împrospătează vibe-ul atât la mașină cât și la casă, Giunuțule. Și mai mult de atât, LED-ul din mușchiul verde s-a ars sau nu știu care-i faza cu el și schimbarea lui cred că ar fi destul de anevoioasă pentru că el este integrat foarte frumos de Alexandru, pe care îl salutăm și îl pupăm, în mușchiul verde. Aș dori să-l schimb cu un tapet care să înglobeze exact tatuajul pe care mi l-am făcut eu, Giunuțule. O să vă arăt și de acasă, o să fac o filmare de îndată ce ajung, să o punem exact aici în vlog. Și o să vă arăt cum îmi doresc să vină tapetul deasupra canapelei, exact cum vine și mușchiul verde până la urmă, întrucât oricum sub canapea nu se vede și n-aș vrea ca el să fie tăiat de canapea. În altă ordine de idei, Giunuțule, am rugat-o pe Cori să caute în arhiva de lucruri salvate în telefon și am găsit de la Zaed al nostru o variantă de tatuaj. Acum mergem către cei care se ocupă de tapet să vedem dacă avem calitatea necesară în acest fișier pentru a-l putea transforma într-un tapet. Eu abia aștept să văd cum o să arate cheluțul meu mâncalar tata, pe dita mai peretele la mine în cameră și mai mult de atât, cred că va fi și un pic mai ușor de întreținut. Ideea este că eu am pus peretele de mușchi verde, doamne cât de frumos se vede capoțeasca în camera dashcam, Giunuțule, apropo, revin și la dashcam-ul ăsta. Eu am pus mușchiul verde dintr-o parte în cealaltă a peretelui, Giunuțule, și pe colțul ăsta, unde se intră în lounge, de fiecare dată la ating ba cu umărul, ba cu cotul și sar mici mănunchiuri de mușchi de la verde. N-ar fi o problemă că sar, Giunuțule, dar de cele mai multe ori le uit pe jos, ele fiind naturale, organice, lasă un soi de zeamă verde așa pe gresie și mai mult de atât, le mai și ia zăpăcitul ăsta de cheluțul de se joacă cu ele și nu-mi dau seama dacă e bine să se joace el în guriță, iertați-mi expresia, cu mușchiul ăla verde, nu-mi dau seama cât de sănătos este pentru el. Și până la urmă, ca să nu caut motive aiurea, este vorba despre schimbare și despre dorința mea de a reîmprospăta un pic biroul în care stau atât de mult timp, cred că 10 minute în fiecare zi. Când mă schimb și când mai am cât un Google Meet din ăsta de îmi place mie de mor, urăsc videoconferințele astea, Giunuțule. În altă ordine de idei, vă spuneam că facem o paralelă despre această cameră care se numește cameră pentru realitate augmentată. Am sunat la Mercedes imediat după ce m-ați înștiințat că, domne, dashcam, domne, filmează, domne, Mercedes, domne, 200 de euro și trebuie să vă spun un lucru. Camera o am, este aceeași cameră care se folosește și la dashcam, Giunuțule, e aceeași cameră pe care v-am arătat-o și la E63-ul lui Lucian de la Deva, însă nu poate fi transformată în dashcam dacă ea nu este făcută dashcam din fabrică. Adică, mai pe scurt, Giunuțule, Mercedes mi-a strâns cureaua o gaură și îmi spune dacă vrei să-ți desfaci o gaură cureaua, trebuie să-ți cumpere altă curea. Noi nu mai putem să o desfacem pe asta, cum s-ar spune. Dar asta nu este o problemă, doar făceam o paranteză să vă spun despre cameră. Ciocănim cu Daily Vlogulescu către fetele de la tapet, Giunuțule, și revenim cu noutăți de acolo. Hăți, Giunuțule, am ajuns la showroom-ul domnișoarelor care se ocupă de tapet și cred că sunt cele mai cunoscute din București în această materie, în materie de tapet. Uitați-vă cât de frumos se vede totul în jurul meu. Am dat un tur, o să vă mai arăt. O băiță care m-a uimit foarte tare, ce mi se pare extrem de cool, este că ce vedeți aici este desenat manual, Giunuțule, fie pe planșă, fie direct pe tabletă. În cazul în care este desenat pe planșă, este uploadat în format digital și retușat tot pe tabletă, după care se printează la scale mare și în cantități pe care le doresc clienții, exact desenul făcut de mâna omului, Giunuțule, că și vorbeam cu domnișoara Oana și îi spuneam, zic, dar nu pot să cred că ăsta este pictat direct pe perete, adică, pe bune, mai stau oamenii precum Michelangelo să-și piardă jumătate din viață pe pereți desenând? Și mi-a spus, bă, mai sunt cazuri, probabil pe la milionarii care își doresc efectiv să fie pictat de mână pe peretele lor, dar în ziua de astăzi, normal că totul se face digital, după care se poate printa în cantități industriale, Giunuțule. Și acum mi-a pus domnișoara în față un catalog din care eu îmi pot alege, ce credeți, textura tapetului. Eu nu știam, Giunuțule, că tapetul poate avea ce textură-ți dorești tu. Eu eram obișnuit cu textura asta, de genul ăsta așa, care e un pic zgrum
mulțuroasă, gribloasă, ca să-i spun așa, dar văd că de fapt există mai multe texturi și sincer vă spun că inima mea s-a dus direct către textura asta, pentru că eu sunt mai pe modern, pe contemporan, așa, Jonuțule, iar această textură zici că este efectiv print curat, zici că e coală A4 normală pe care s-a printat ceva la imprimantă și sincer, cred că cel mai mult îmi sură de ideea să tragă cât mai mult a natural, nu neapărat să se simtă ideea de tapet și mai mult de atât mă bucură foarte mult faptul că cei de aici pot desena, pentru că în cazul în care, exact cum vă spuneam și mai devreme, calitatea randării tatuajului meu, pentru că până la urmă este o randare de tatuaj, nu este cea bună, probabil că ei vor putea retușa pe tablete, repixeliza, reface tot ce trebuie, astfel încât să putem face păcheluțul și de un perete de, cred că 2.5 x 2.5 sau, dar nu, n-are, că 3x3 cred că are tot birouașul. Nu, bă, nu e mai mare de 3x3. În orice caz, undeva între 2.5 și 3 metri lățime și înălțime, dar foarte cool, deci textura asta mi se pare genială. Dacă vă uitați voi atenți, veți vedea că asta seamănă foarte mult cu coala velină normală printată, Jonuțule. Dar așteptăm acum să vină și domnișoara și să vedem ce concluzie tragem în ceea ce privește posibilitatea de a face acest tatuaj tapet pe un perete întreg. Ca să înțelegeți cât de mică este lumea, Jonuțule, nici nu știam când am vorbit cu fetele, că de fapt ele s-au ocupat și de desenele de pe tapetul de la Regatul Animalelor, Jonuțule, unde Cheluțul a fost salvat, ca să spunem așa, nu numai vindecat. Vorbind de Cheluțul, evident, din vorbă în vorbă am ajuns, a, păi, dar noi l-am văzut pe Cheluțul când se opera, că eram acolo cu tapetul, că nu știu ce, nu știu ce, n-ați văzut tapetul, că doar ce l-am montat, este drept. Noi ultima oară când am fost cu Cheluțul la spălatul de urechi, Jonuțule, cu năpasta cu călcatul pe cauciuc și cred că unde eram în grabă sau poate n-o fi fost deja montat, pentru că n-am sincronizat încă zilele, nu am apucat să-l vedem. El este Cornel, Jonuțule, așa-l cheamă pe acest cățeluș, iar el este Ilie Buton. Ah, Cornel și Ilie, sună bine Cornel și Ilie, știi? Și cam așa arată, asta este planșa pe care desenați, nu? Da. Și cam așa arată un proiect, Jonuțule, și probabil chiar așa va arăta și Cheluțul când va fi remodelat pe tableta fetelor. Le-am spus de asemenea că nu mă deranjează un plus de creativitate și că le voi lăsa să creeze ce-și doresc ele în materie de adagio la desenul pe care noi îl avem deja, și anume tatuajul de pe piciorul meu, Jonuțule. Cam atât de aici, sunt extrem de încântat, abia aștept să vedem randările. Hăți, Jonuțule, am primit cel mai cringe telefon posibil de dimineață. L-am sunat pe tovarășul Ionuț de la Mercedes-ules cu Ionuț Mocanu și am zis: Ioane, mi-am găsit sticul vieții mele. Acum ceva vreme, când aveam mic 6-le, Jonuțule, pentru că aveam decodat în bord să meargă video și din mers, Jonuțule, am rugat-o pe Cori să facă un stick, i-am făcut un playlist cu cam tot ce ascult eu și mi-a downloadat videoclipuri 4K, Full HD, ciorfiele de pe YouTube-ulescu, Jonuțule, ca să am muzică în mașină. Luat stick în BMW, copiat muzică, rezolvat, aruncat stick, mașina avea, cred că 120 de giga, dacă nu mi-amintesc greșit, și uite așa, totul era în memoria mașinii. Astăzi am găsit stick-ul, extrem de fericit că l-am găsit, Jonuțule, l-am și adus în mașină. A fost un pic greu procedeul de a-l băga în GLE, de ce? Pentru că GLE-ul, fiind modelul nou, Jonuțule, nu mai are niciun slot de USB normal, toate sloturile sunt USB-C. Dar m-am dat peste cap și evident că am găsit o reducție, da, de la USB normal la USB-C. Zis și făcut. A luat fratele Popa, a băgat reducția pe USB-ul normal, s-a gândit și el ca tot românul să bage USB-ul aici, după ce a băgat USB-ul aici, așa, dat seama că muzica merge, dar s-a gândit fratele Popa, iertați-mă că vorbesc despre mine la persoana a treia, dar mi se pare mai funny. Zic: bă, eu folosesc foarte des cotiera, da? Am despălat ochelari, am pastiluțe de gât pentru după cântări, am gelul dezinfectant, am încărcătorul Mercedes-Benz, Jonuțule. Zic: nu o să fie ok cu ăsta aici, că sigur o să-i dau o mână într-o zi și ori rup slotul de aici, ori rup USB-ul, ceva nu-i ok. Hai să copiez muzica în mașină, nu? Că zic: bă, am GLE 2021, da? Este ultimul model de GLE și până peste 4 ani nu o să mai apară altul. Zic: nu se poate să nu aibă un hard, mă gândeam eu, de 500 de giga, un tera, deja eram în filme din astea exotice, Jonuțule. Dar nu găseam opțiunea. Uitați-vă foarte frumos aici, deci aici suntem pe USB. Am încercat pe settings, aici n-ai nimic, ai numai volum, sound focus, equalizer și tot ce trebuie, Jonuțule. General este cu totul altceva, n-are nicio legătură. Zic: bă, cum fac să copiez și eu muzica asta în Hotel pe fratele Tupac? Să copiez și eu muzica asta în mașină. Și nu m-am priceput, motiv pentru care l-am sunat pe Ionuț. Și mă sună Ionuț înapoi după 20 de minute, mi-a zis: stai să pornesc investigațiile. Ce crezi, Jonuțule? Uniunea Artiștilor Români a făcut plângere cum că Mercedes piratează muzică. Și Mercedes și-a zis: a, păi dacă voi așa considerați, Jonuțule, ia să nu mai puteți voi să copiați nicio muzică în mașină, în cazul în care vine vorba de piraterie, să vă asumați voi cu sticul vostru. Și uite așa, frățiorul Popa a rămas fără posibilitatea de a putea copia muzica în mașină, Jonuțule. Iar acum o să mergem până la mall, pentru că mi-a zis Jonuț, i-am zis: bă, zic, nu găsesc de nicio culoare. Acum mă și-alint un pic, dar zic: nu găsesc de nicio culoare în magazine sticuri USB-C.
ce? Pentru că este o tehnologie nouă și n-am prea văzut, nu vă mint, n-am stat să caut pe net, sunt absolut sigur că se găsesc atâta timp cât există reducțiile astea, dar mi-a venit așa peste mână să comand un stick USB-C, gândindu-mă că nu se poate să nu se poată copia, mai ales că luasem reducția, da? Și mi-a zis, bă, nu știu, gândește-te că Apple a scos deja de pe Mac-uri USB-ul normal, deci s-ar putea să găsești stick-uri la ei USB-C. Mergem către mall să căutăm un stick USB-C cât mai mic, Jonuțule, care să nu mă încurce neapărat la mână aici, să-l punem în mașină, pentru că, vrem să credem sau nu, nu mai putem copia muzică în mașină. Adică, se la vi. Hăți, Jonuțule, uitați-vă la pielea mea cum este de găină supremă. Suntem în Afi Cotroceni, în noul spațiu în care o să fie magazinul dorianpopa.ro, Jonuțule. Avem tot cu depozit și cabine de probă undeva pe la 60 și ceva de metri pătrați, Jonuțule. Înălțimea aia huge, după cum vedeți sus, este finish-ul ăla șmecher industrial, Jonuțule. Aici o să avem atârnate niște lumini din alea, cum avem noi de la gen, de la SSAB, în băile mele. Pe aici o să fie totul ordonat extrem de frumos, cu standere, cu vitrine, Jonuțule, pentru că, da, dacă încă nu știți, dorianpopa.ro are 140 de produse, Jonuțule, cu ajutorul vostru și al echipei nebune din care fac parte, am reușit să creăm, mă uit la cheluțul, că ăsta, ăsta îi place să se hârșine cu camul ăsta de pereți, bă, tati, oamenii ăștia doar ce au zugrăvit aici, lasă alintul, mă, lasă-mă alintul, mă, zăpăcină. Avem 140 de produse, vă spuneam, Jonuțule, alături de o echipă nebună, formată din foarte puțini oameni, după cum v-am mai spus până acum, am reușit să avem aproape un magazin de tip mall. Așa că, iată că Afi este alături de noi, Jonuțule, și ne împlinim un vis. Vom avea un magazin în mall, cheluțul se simte ca la el acasă, l-a gonit pe domnul pasnic care venise să tragă cu ochiul pe aici, prin magazinul nostru, și că ce faceți aici? Suntem la noi în magazin, domnule drag, așa că n-aveți ce să ne spune sau să ne faceți. Aici, mamă, cum arată, zici că sunt într-un loc din ăla bântuit, Jonuțule. Am descoperit un loc bântuit în mall. Aici o să fie depozitul, lucru pe care noi nu l-am avut prima oară la pop-up shop și lucru care ne-a omorât, Jonuțule, pentru că cei din echipa noastră trebuia să ducă hainele undeva în spatele mallului. Se mergea foarte mult cu un căruț de ăla de supermarket. Hainele se ghemotoceau, nu puteam să le ținem evident împachetate frumos, pentru că băieții seara le duceau înapoi, dimineața le aduceau. După cum vedeți, depozitul este extrem de înalt, Jonuțule, și are policioare până sus acolo, deci vom putea organiza totul foarte frumos, iar ce îmi place extrem de mult, Jonuțule, eu uite aici avem și un colțișor, mamă, îți dai seama ce frumos putem să ornăm lucrurile pe aici. Ce îmi place este că avem două cabine de probă care sunt separate de spațiu și mai mult de atât, sunt construite individual. În momentul în care am văzut randarea de la cei de la Afi, eu am crezut că o să fie două cabine de alea de probă cu perdeluțele așa, de jur împrejur, dar nu. Este o cameră separată, Jonuțule, aici o să avem full oglindă, după cum știți foarte bine că ne place, Jonuțule, și toată lumea va putea proba ceea ce va vrea să cumpere. Mai mult de atât, o să avem niște pachete promoționale, cum ar fi ghiozdanul Hâț Back to School, Jonuțule, care va avea absolut toate rechizitele și care va beneficia de un preț extrem de affordable. Mai mult de atât, Jonuțule, vă spun că o să încercăm să venim cu niște prețuri imbatabile, pentru că dorința mea este ca voi să fiți fericiți, nu să ne îmbogățim din acest mărci, pentru că din mărci nu te poți îmbogăți. Este doar un business auxiliar, credeți-l pe fratele vostru. Jubilez de fericire, Jonuțule! Vă pupăm și vă iubim, revenim cu continuarea Daily Vlogulescu după ce ne mai uităm pe aici, prin noul magazin. Hăți, Jonuțule, și-am găsit și cel mai mititel stick din lume, Jonuțule, dar nu este USB-C, dar cu reducția aia tot mititel rămâne. Și cam atât de pe ziua de astăzi, ciocănim spre casă într-o căldură infernală, 38,5 să înțepenească Jacksana, dar mi-am pornit aerul condiționat în mașină. Până un alta, nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, să aprindeți clopoțelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, salutări pe stradă, gălăgie și pernuțe la ceafă, noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase. Și vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței, Jonuțule, nu uitați să dați follow pe Instagram, CorileV, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea, țineți ochiometru pe www.dorianpopa.ro, pentru că venim cu cel mai tare magazin în mall, Jonuțule. Să aveți o zi, o cafeluță și un weekend mirabolante. Another killer too.